Măsura adoptată de guvern se aplică absolvenților clasei A8 -a care au obținut media 10 la evaluarea națională, dar și celor de liceu cu media 10 la bacalaureat. Ei vor beneficia de aceste sume în urma unei hotărâri aprobate în ședința de guvern. Decizia aceasta vine să încurajeze performanța școlară. Astfel, 74 de absolvenței clasei A8 -a care au obținut media 10 la evaluarea națională în sesiunea 2024 vor primi câte 2000 de de lei. Alți 80 de absolvenți de bac care au obținut media 10 la examenul național din sesiunea iunie-iulie 2024 vor primi și ei câte 5000 de lei. Proiectul implică o finanțare de 548.000 de lei alocată din bugetul Ministerului Educației pe anul în curs. Lista beneficiarilor și modalitatea efectivă de acordare a stimulentelor financiare urmează să fie aprobate în curând prin ordin al Ministrului Educației.